Salut fratele, la un episod de... la un episod pe acest canal. În episodul de... în vlogul de data trecută v-am arătat cartonașele mele cu Brawl Stars. Acum o să vă arăt... o să jucăm un joc. Jocul se numește Real Racing 3. Deci jocul ăsta m-a cucerit, frate. Real Racing 3. Foarte, foarte, foarte șmecher jocul ăsta. Adică, mă joc tot timpul. Uitați-vă aici, am 90.000 de bănuți. Nu știu, asta, oricum, m-am apucat de joc acum foarte mult timp. Și uitați ce mașină am. Un Aston Martin. Asta e aici este un Dodge. Toate stele mele. Un Challenger aici frumos. Dar aici o să jucăm fără Aston Martin. O să cumpăr această mașină pentru că mă tot fute la cap să o cumpăr. Și eu nu vreau să o cumpăr, o să dăm... O să pun o pauză. Ok, ne-a băgat o reclamă idiotă. Și acum îi dăm race. Mașina asta nu avem până acum, dar... am cumpărat pentru că dacă vreau să fac această misiune, această cursă din joc, trebuie să o cumpăr. E slabă aia, adică e cea mai slabă mașină. O zic cam tare. Bă, dar accelerează... Am vrut să zic, bă, până la 90 la oră accelerează perfect, adică până la 90 la oră e o bestie. Uitați-vă cât repede accelerează până la 90 la oră, dar după aia gata. S-a terminat șmecheria, știi? Până la 100, să zicem, până la 100 să zicem că e bună. De la 100 încolo nu mai e, deja îi se taie firul. S-a spus să la mai tare. Să auziți. Bine. New personal best. Ho! Nici cu BMW-ul n-am... Mamă, i-am bătut aproape tot, ești prost. Am level 11, după cum vedeți voi aici. Și mașina are o condiție. Deci dacă ajunge condiția aici, unde sunt liniuțele astea mai mici, adică gen aici, nu mai e bună. Începe să-i scade din stețuri de aici. Okay. Cred că m-am făcut, nu? Da, am ieșit. Mai trebuie să cup asta. Cât am la sută să termin? 86%. Trebuie să fac 100%. Adică cupa asta, care mi-aș pe locul 2. Și mă pune să joc numai cu challenger-ul ăsta și, sincer să fiu, trebuie să-l upgradez. Așa. Bun. Mai departe, brakes. Bum, bum. O să fac la maxim. Gata, mașina este la maxim. Uite, full upgrade bonus. Deci, este făcut la maxim. Continue. Da? Da, e făcut la maxim. Asem, e făcut la maxim să vedem ce-i potipirea. La maxim. Nu știu dacă o să câștig. Să spunem că da. Este un joculeț nou pe canal și am zis să-l postez. Ho, ia uite ce e aici. Numai chargere, frate. Numai chargere, frate. Ce scrie aici? Da, dacă câștig cursa, am dat de două ori mai mulți bani. O să pariez. Ok, hai. Sunt pe locul 16. Mereu te pune pe ultimul loc dacă joci. A, fac. O să fie greu să intre pe ăștia, că și ăștia le-au tunate, după cum văd. Și după cum se aude. Pentru că îmi dau seama și după sunet, pentru că motorul stoc nu se aude așa.
Sunt pe 11. Ma, nu, nu pot să câștig ăla după 1. Uite, uitați unde e ăla după 1 pe hartă, adică sunt două lapuri. La curbe. La curbe mereu iau pe ăștia. Da. Hai mă, hai mă, bine. Locul 5. Bine, hai. Asta e o bestie la accelerație. La accelerație și la tot speed. Uitați-o. 120. 130 chiar. Ok, văd locul 2 și locul... Văd locul... Gata. Hai să vedem dacă pot. Uite-se pe Tony. Asta este un băiat de la mine de școală, Tony Bercu. What? Hai. Poți să joci cu prieteni în jocul ăsta. Sunt pe 2 și... Acum trebuie să le iau doar pe fraieric ăsta. Hai, care e mai tare? Care are mașina mai tare? Eu. Bă, doar... Am belit-o, am belit-o, am belit-o! Nu trebuia să fac eu așa ceva. Tuzgura. M-am dus ca prost, am vrut să dau sunul mai ce, o să pun pauză. Cam așa. Da, vreau să auziți motorul ăsta frumos. Da, e o muzică care mă enervează. Bă, oare pot să-s cu muzica? Audio. Mamă, aici mai așa, suport. Nu, nu, nu. O să mă... Nu știu că o să dau muzica aia mai încet, da. Fuck! Fuck! Se iau niște voci, tata pe acolo, pe bucătărie. O să pun o pauză. Și am câștigat cursa. Bonus. Vedeți, îmi dă de două ori mai mulți bănuți. 100.000. Deci de la 75.000, 100.000. Chiar ne dă bani. A, bani, mi-a scăzut puțin pentru că dar da, nu știu. Nu, nu, nu. Nu vreau chestia asta. Ok. Later. Mamă, cum mi s-a dus de la cupa asta la... La... Zi. Din durabilitate. De asta, din condiție. Doamne, durabilitate. Locul 1. Și mai trebuie să facem o singură cursă ca să completăm tot. De ce îmi dă frate? Fratelor, dacă termin aceste curse, aceste 3 curse, o să... uitați-vă aici un BMW. Seria 1 M Coupe. Bă, asta e o bestie, frate. Dacă termin aceste 3 curse pe locul 1, am completat asta 100%. Și asta vreau să facem. Dar vă dați seama că o să pun și pauză pentru că n-am. Mamă, chargerul ăla arată bine. Hai să vedem. Challengerul ăla, chargerul. Niște Forduri, un BMW pe acolo. Ok. O să pun o pauză. Sunt pe primul loc. 1 ST și mai am încă 2 lapuri. Ăsta, nu, încă un lap. Sunt la lapul 2. Dacă îl termin acum, mai am încă un lap. Și am câștigat cupa. Foarte șmecher. Locul 1, numai 1. Sunt mereu pe locul 1. 6 minute a durat. Deci, țineți minte, 97.000 de bănuți, da? 141.000. 148.000. 100, da. 141.000. Da. Vedeți? S-a dus condiția. O să bag în service. Asta. Filmam deja de 10 minute. Locul 1. Normal, mă. Cine se pune cu BMW-ul meu?
No, ja reclamăm. Ok, vreau să și am revenit. A, cilișa. Mai trebuie să fac doar acest U. Uitați-vă cum i-am făcut BMW-ul. Așa, România, frumos roșu. Acolo scrie Speed și la fel și ăsta. Ok. Pentru voi a durat doar o secundă, pentru mine a durat 2 ore, am lipsit 2 ore de la telefon. Și, da, uite, aici scrie în 111 am numărul. Tot BMW. Shit. Ai al meu cu România, ce știți voi? Ok. Uitați-vă cât de frumos aude. Foarte frumos aude ăsta. Ăsta e o bestie, așa. Hai, 96. 94. Am prins 94. 3. Deci trebuie să iau locul 1 ca să câștig. Ca să completez ăsta. Fuck you. Continuă. 5%. Fuck. Trebuie să iau locul 1, frate. O să pun pauză și să revin când am luat locul 1. Și l-am completat, fraților. Uitați-vă aici. Adică, dacă îi dăm la început, 100%. Yeah, boy. Aici, de-abia am început de... la cup. Uitați, aici am o mașină. Uitați câți bani am. O să-mi cumpăr acest... Oh, bun, later. Ok, și o să-mi cumpăr și mașina asta. Pentru că am bani. Și mașina asta, pentru că am bani. Toate mașinile le-am cumpărat. Ok, fraților, count a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul like. Eu am fost Andrei și noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!